deduce proprietăți interesante despre caut. Păi, principalul neajuns e treaba companiei. Odată ce ai făcut măsurătorile, e distrus entanglement. Și atunci trebuie să-l faci încă o dată. Trebuie să-i entanglești încă o dată. Ăsta e principalul dezavantaj. Alte dezavantaje, alte dezavantaje și faptul că trebuie să faci entanglement cu acel alimens. Ceea ce, mă rog, în principiu se poate face cu structuri de genul ăsta, dar ca să avem mulți cubiți, ne trebuie multe cristale, multe lastre și așa mai departe. Deci, să zicem că nu vreau să zic că nu este scalabil, pentru că este scalabil, dar să zicem că e destul de dificil de făcut. Era mai simplu ca lucrurile de circuit pentru cealaltă respectivă. Alte întrebări? De ce vorbim de Exact. Da, da.